Deși duhul cel rău și ucigător de oameni este legat cu lanțurile atotputerniciei lui Dumnezeu și nimic nu poate face împotriva celor care se află sub umbra harului lui Hristos, totuși asupra celor care prin necredința și necuvința lor se retrag de sub acest sfânt acoperământ și îi deschid ușa, mai ales prin faptul că aleargă la vrăjitori, spiritiști, hipnotizatori și lecuitori moderni în inima lor, duhul răutății capătă posibilitatea de a acționa direct și nemijlocit asupra acestor oameni nefericiți, insuflându-le din plinătatea răutății sale gânduri hulitoare, pofte dăunătoare și cugete potrivnice lui Dumnezeu.